Diferența dintre cel mai mic salariu minim din Europa și cel mai mare este de 1700 de euro, dacă vă vine să credeți. România se află alături de Bulgaria și Ungaria printre țările cu cele mai mici salarii minime. Colegul meu Florin Badea ne arată cifrele concrete chiar acum. Florin, bună dimineața! Bine v-am găsit! Cel mai mare salariu minim din Europa este încasat în Luxemburg. Locuitorii acestui stat iau în fiecare lună cel puțin 2142 de euro. Vorbim de cel mai mare salariu minim din întreaga lume, dar trebuie luat în considerare și faptul că aici costul vieții este mult mai ridicat. În jur de 1700 de euro pe lună se înregistrează într-un grup select de țări conduse de Regatul Unit și Irlanda, urmate de Olanda, unde salariul minim este 1654 de euro, și Belgia, Germania și Franța, unde se încasează aproximativ 1500 de euro. Cele mai mici salarii minime sunt în Europa de Est. În Bulgaria vorbim de 312 euro, care este cel mai mic nivel al unui salariu minim din tot blocul comunitar. Un pic mai bine stau țara noastră, unde se câștigă cel puțin 466 de euro, și Ungaria cu un salariu minim de 487 de euro. Trebuie precizat că există și 6 țări fără salariu minim în Uniunea Europeană. Acestea sunt Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și